Următoarea cântare care vrem să cântăm spune: neclintit mă încred în tot ce ne-ai promis. Ieri la întâlnirea de tineret, Cosmin a citit un pasaj din 2 Timotei și aș vrea să citesc și eu câteva versete din același pasaj, din capitolul 4, în care Pavel spune așa: Alexandru, călderarul, mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui, ca să intru în împărăția Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Într-un moment în care era părăsit de toată lumea, Pavel are puterea să spună: însă Domnul a stat lângă mine. L-a văzut Pavel fizic pe Domnul lângă el? După aceea spune: Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău. Asta spune un om care știe și se încrede în promisiunile Domnului. El știa că chiar dacă toată lumea îl va părăsi, chiar dacă nimeni nu va face vreun protest pentru el, chiar dacă nici măcar o persoană nu va sta lângă el, el nu va rămâne niciodată singur, pentru că el a promis asta. Așa a trăit Pavel și așa au trăit oamenii din vremea aceea. Cum a cântat și Beni, mergeau cântând pe arene. Adeseori noi ne încredem neclintit în promisiunile Lui, dar numai după ce ele se împlinesc. Sau trăim pentru aici și pentru acum, ca și cum am fi uitat tot ceea ce El ne-a promis. Trăim în îngrijorare și lăsăm lumea să ne ia pacea și fericirea și ne zbatem atât de tare să câștigăm lucruri prin care lumea ne promite fericirea și pacea. Am vrea să ascultăm această cântare și versetele care le vom rosti, care ne vorbesc despre promisiunile Lui, și să le trecem prin filtrul minții noastre. Și mai mult decât să le ascultăm, am vrea să le și luăm în inima noastră și să căutăm și să trăim în promisiunile Domnului care rămân în veac. Domnul Iisus spune în Evanghelia după Luca: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Amin. Îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să puteți răbda. Amin. Pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele Lui este sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei care se tem de El. Amin. Amin. Dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciunea, asociată de Dumnezeu, care dă tuturor, cu mână largă și fără mustare, și ea îi va fi dată. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și ca să ne curățească de orice nelegiuire. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. De aceea, așa vorbește Domnul: dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Amin. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. Amin. Ferice de voi care sunteți flămânzi, pentru că voi veți fi săturați. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi. Amin. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic: nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Amin. Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios, care își ține legământul și îndurarea până în al miilea neam de oameni față de cei care îl păzesc, poruncile și îl iubesc. Amin. Că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Amin. Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Amin. De aceea, pentru că ai preț în ochii Mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine. Amin. În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: iată că Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt Eu, să fiți și voi. Amin. Domnul a fost plin de râvnă pentru țara Lui și s-a îndurat de poporul Său. Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește-te, căci Domnul face lucruri mari. Amin. Până la bătrânețea voastră Eu voi fi același. Până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Amin. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Amin. Nu soarele îți va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi lumina ta pe vecie și Dumnezeul tău va fi slava ta. Amin. Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău și acolo se va duce să te caute. Amin. Da, toți cei ce nădăjduiesc în Domnul nu vor fi dați de rușine. Domnul însuși va merge înaintea ta. El nu te va lăsa, nu te va părăsi, nu te teme și nu te înspăimânta. Amin. Domnul este ajutorul și sprijinitorul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Amin. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Amin.
Dacă rămâneți în mine și dacă vor rămâne în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și veți primi. Amin. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cel care Te caută, Doamne. Amin. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini?